la etate de 24 de ani, m-a chemat Dumnezeu de-a lumea așa. Nu l-am căutat eu, m-a căutat El pe mine. Și în ziua când m-a căutat, i-am răspuns, da, și vreau să-L slujesc până la sfârșitul meu. Nu este ușor ca să-L mărturisești pe acela despre care a cântat că nu este nimeni ca El de frumos. Nu este ușor. Domnul Iisus a fost urmat de multe gloate, dar puțini au fost din aceia care L-au căutat cu toată inima. Și un exemplu pe care cred că îl știți, v-au propovăduit frații bătrâni, exemplu cu femeia care a fost bolnavă 12 ani. În ciuda legii, a călcat-o în ziua când a auzit că trece Iisus pe acolo. Mulțime de norod l-au înconjurat pe Domnul Iisus. Până atunci, dar deodată Domnul Iisus face o întrebare. Cine s-a atins de mine? Și aș dori din toată inima și din tot sufletul să nu lipsească niciunul de aici ca să nu se atingă de poala mantiei lui. Atunci vom simți adevărata fericire. Ca femeia bolnavă care s-a vindecat pe loc. 12 ani de zile și-a cheltuit toată averea ca să-și caute sănătatea. Și într-o clipă, într-o secundă, a primit vindecare. Și Domnul Iisus a întrebat, cine s-a atins de mine? Și ucenicii lui i-au pus întrebare, de ce învățătorul întreb, cine s-a atins de tine când ești îmbulzit de gloată? Am simțit că și din mine a ieșit o putere. Să simțim toți acea putere peste noi. Amin. Și atunci vom avea fericire în viața aceasta. Amin. Mi-aduc aminte, în 1951, eram proaspăt, primisem cuvântul de câteva săptămâni. Și în ziua de Paște am fost la adunare din Timișoara. Dacă ați cunoscut, poate fratele, sunt cunoscut pe fratele Codreanu. Da. Așa, am fost în adunarea lui acolo. Și a doua zi, după Paște, am auzit ceva zarvă în comuna unde eram, Săcălaz. Și am fost curios să ies la poartă să văd de ce este zarvă pe stradă. Era strada plină cu armată. Și un militar îmi ordonă, bagă capul înăuntru, în curte, închide poarta. Și am închis poarta și am ieșit la geam și mă uitam pe geam că se vedea strada de pe geam. Era un geam la stradă. Și am văzut armata în armată pregătită de război. După câteva clipe, m-am trezit că a intrat o echipă de mitraliori în curte, a dat ordin comandantul echipei să pui mitraliera pe poziție și a pus-o cu țeava spre ușa casă. După ce s-a instalat, parcă o văd în ochi banda de cartușe, a pus în mitraliere, pus în fața casă. A intrat un ofițer în casă și ne-a cerut dacă avem să predăm armele. N-avem armele, zic. Răspund eu. Sigur, n-avem. Și atunci spune ce? Atunci dați-ne documente. Eram eu, tata, o soră de-a lui tata și o soră mai mică de-a mea în casă. Și am dat documentele, le-a pus într-un plic. După ce le-a închis plicul, zice, aveți 2 ore la dispoziție, în gară,
din Săhălaz vă așteaptă un vagon. Luați și puteți în afară de unelte agricole și stup de albine. Ce puteți să luați? Un animal în vagon cu voi sau ce puteți să luați? N-aveam cu ce să transportăm la gară. Și când am ajuns la gară, acolo era numai țipete de toate felurile. Unii întreba unde e tata. Nu este venit aici. Alții întreba unde e sora, sau unde e cumnatul, sau unde e cumnata. Nu erau. Erau spicuiți, nu-i lua la rând. Zic, unde ne duce? Nu o purtați de grijă, că zice, acolo aveți tot ce vă trebuie. Am încărcat bagajele care le-am găsit cu ocazie să le ducem la gară și când ne-am văzut la gară acolo, după ce am pus bagajele sus, s-a urcat santinela la ușa vagonului și trebuia ca să stăm în vagoane să nu ne dăm jos până la plecare trebuie. Dar înainte de aceasta, între frații din comuna Săcălaz, la rugăciune a fost o descoperire care suna cam în felul următor. Veți fi ridicați, forțați și duși în balta verde. Ei vor crede că vă vor face un rău, dar din contră vă vor face un bine. Cam așa am prins eu cuvintele astea printre frați. Nu știu câți din frați au luat în considerație descoperirea. Cum și astăzi nu se ia multe descoperiri în considerație. Nu știu dacă au dezbătut această descoperire și cine ar fi crezut ca să te ridici din locuința ta cu forța și să te ducă într-o baltă. Dacă se poate să spuneți pentru cei ce vor asculta apoi înregistrarea, în ce zonă v-ați născut dumneavoastră și în ce zonă sunteți, ca să înțeleagă motivul deportării. Da, pot să vă mărturisesc cum am ajuns în comuna Săcălaz. Eu sunt din teritoriul cedatul RSS-ului, din osta comună Creasca, județul Dorohoi, care a fost cedată când rușii au ocupat din România. Și am fost cu carnet, cum ar fi un buletin, ni s-a dat atunci în comuna în care m-am născut, Creasca, de refugiat cu destinația comuna asta din Mecheni, din județul Dâmbovița. În prima zi de Paști, când ne refugiam în 1944, am avut neplăcuta ocazie ca să fiu în gara din Brașov cu tatăl meu, să mergem să căutăm o cantină care era pregătită pentru refugiații care se refugiau. Pe o parte de șosea și pe alta mergeau refugiații, iar pe mijlocul șoselei mergea armata germană cu prizonieri care îi prinsese din Rusia și îi ducea în Germania, când se retrăgeau ei. Deci, căruțele care erau a refugiaților mergeau și pe dreapta și pe stânga, pe lăturile șosele. Acolo, fiind în gară, căutând cantina asta ca să ne dea ceva de mâncare, a sunat alarma. Când a sunat alarma, simțeam în piept că tot lăuntrul meu vibra de sunetul alarmei. Tot Brașovul a început să sune unde erau alarme
puse pe blocuri, pe cele mai înalte poziții. Și când a sunat alarma, toată lumea care erau în trenurile care erau în gara Brașov, au ieșit din vagoane și au căutat să treacă prin gară și să fugă în oraș. În timpul cât s-a aglomerat, eu n-am mai putut să mă țin de tatăl meu, m-am pierdut, el a ieșit și eu am fost nevoit să ies pe un geam care era la o înălțime cam de vreo 2 metri jumate, aproximativ 3 metri, până la trotuar. Și când am văzut că alții sar pe geam, am sărit și eu, da. Fără ca să mă gândesc mult, de groaza care se auzea avioanelor care venea să bombardeze Brașovul, am sărit și eu. Am traversat strada și n-am mers mult și a început să bombardeze Brașovul. Am început să bombardeze Brașovul, eu m-am culcat sub gardul unei clădiri. Și n-a trecut mult timp și am văzut gardul cum s-a răsturnat peste mine, pământul care a dat bombă nu departe de mine, a venit peste gard și peste mine, a trebuit să ies din pământ de acolo. Căutând să fug spre munte, a trebuit să ajung la un canal, un canal mare din Brașov, și pe canal veneau bucăți de grinzi, căpriori din casele bombardate, le ducea apa. Și am pus piciorul pe grinzile alea care pluteau pe apă și am sărit canalul ca să fug în munte. Când am fugit în munte, o mulțime de populație era în munte. Prin pădure erau bucăți de lemn ca și cum le-ar fi spart cineva ca să aprindă foc. Lovise cu bombe și pădurea și a făcut zdrențe copaci pe unde a căzut. Am stat acolo până a început să sune încetarea alarmei. Când m-am coborât de pe munte, a trebuit să pun mâinile așa ca să nu văd nici în dreapta, nici în stânga care erau morți. Căzut pe stradă, orașul pustiu, și am văzut cum la o bancă din Brașov a fost banca bombardată și în mijlocul străzii erau pachete de bani legate, așa cum poate ați văzut pe la bănci cum stau banii. Și cineva s-a repezit acolo și a luat din bani și a prins jandarmul, cum era atunci. Și i-au luat. Însetat, cu gura arsă de fumul de bombe, nu mai puteam să-mi trag aerul, aș fi dorit să beau apă, dar am întâlnit un căricior a unui om care vindea înghețată. Și din frica bombardamentului a lăsat căriciorul cu înghețată și m-am repezit și am luat o mână de înghețată și am dus la gură. Și mi-am continuat drumul mai departe. Am ieșit în marginea orașului ca să mă duc, aveam destinația unde să ajung, în județul Dâmbovița. Și am ajuns în dreptul unui camion militar cu armată în el. Și când m-a văzut singur pe șosea mergând, unde mergi? Zic, vreau să mă duc în județul Dâmbovița. Și m-a luat mai departe în camion și m-a dus până la Zărnești. La Zărnești s-a oprit camionul și m-a dat jos. Când m-a dat jos, m-am văzut înconjurat de niște persoane civile care vrea ca să știe ce-i cu mine, de unde vin. Și am spus, zic, eu vin de la Brașov, unde a fost bombardat astăzi Brașov. Foarte curioși, dar unul dintre ei a pus mâna pe mine și m-a luat să mă duc la el acasă. Cine era? Când am ajuns acasă la el, atunci am putut să aflu cine era. Era directorul fabricii de hârtie din Zărnești.
Nu era nimeni acasă la el. Numai el și cu mine acum. A venit nevasta și îi povestește lui nevasta ce-i cu mine. Cine sunt. Și a povestit în scurte cuvinte și nevasta i-a adus ceva să mănânc, dar cum n-ați mâncat voi niciunul, n-am putut să mănânc niciun. Acest om s-a oferit să nu mai plec de la el. De tatăl meu m-am pierdut, de mama m-am pierdut, de o mătușă care era cu noi cu căruțe m-am pierdut, căci căutând să ies din Brașov, am dat exact la hanul unde poposise în timpul serii când am ajuns în Brașov. Și a ieșit cineva de la han și mi-a spus, tatăl tău este în viață, mama ta este în viață, mătușa este în viață, verișorul este în viață, zice, și se îngrijeau de tine că nu știa unde ești. Mama mea, vreo două săptămâni, dacă nu trei, n-am mâncat mâncare. De la bombardament nu ne-am întâlnit până într-o zi. Umblând prin Brașov, m-am întâlnit cu unchiul, care era ofițer în armata română, și el își luase un liber ca să-și caute familia. Și familia lui, formată din soție și un copil, era cu noi, cu tata și cu noi. Și l-am întâlnit mergând pe străzi. Și atunci ne-am hotărât ca să ne despărțim din Brașov, eu să mă duc spre comuna unde trebuia să ajung, el să caute în jurul Brașovului și a fixat o zi, în ziua de ne întâlnim în punctul de aici, în oraș. Mergând, când am revenit, am găsit comuna, am fost la primărie, mi-am făcut prezența acolo că sunt refugiat și vin de tare loc și m-am pierdut de părinți și m-am întors înapoi ca să mă întâlnesc cu unchiul în Brașov. Când m-am întâlnit, în loc să mă întâlnesc cu unchiul în Brașov, mergând pe stradă, cu capul plecat și amărât, l-am zărit pe tata la distanță, venea cu trei pâini puse pe un uia, rotunde, niște pâini rotunde, și mergea și el cu capul în jos. Și atunci am simțit că nu mai am grai, când l-am văzut pe tata. M-am dus până aproape de el și când aproape să ajung în fața lui, el a căutat să mă ocolească, dar când a căutat să mă ocolească, a ridicat ochii. Și când a ridicat ochii, a rostit trei cuvinte, m-a prins în braț. Și a spus, pierdut ai fost și te-am aflat, mort ai fost și ai înviat. Tatăl meu a fost martorul la toți morții care s-au îngropat în Brașov. A stat pe malul gropilor, s-a făcut grop comun, unde îi căra cu camionul pe morți și îi băga în grop comun. Și el a stat să vadă doar vreo bucată din corpul meu. Și atunci m-am întâlnit și cu unchiul. Și am plecat mai departe la comună unde trebuia să fim destinați. N-am stat mult timp acolo, părinții au plecat de acolo și au ajuns în județul Pracova, la comuna Breaza. Din comuna Breaza am plecat în Banat. În Banat acolo tatăl meu a fost colonizat din pământul nemților care fugise să retrăsese cu armata germană și i-a dat 5 hectare de pământ și o casă, cum ar fi asta, cu tot ce era în ea. Până în 1951 am stat acolo. Da. În 51, cum am început să vă spun, în a doua zi de Paști, m-am văzut cu armata intrată în casă. De la Cărpeniș, trenul s-a oprit, a făcut o haltă în gara Timișoara. În gara Timișoara
mama soției, nu eram căsătorit, n-am cunoscut-o până atunci, dar vă spun ca să înțelegeți, mama soției mele era ridicată și ea din comuna Cărpiniș. Și a cerut permisiunea la santinela de la ușa vagonului ca să meargă în oraș, în Timișoara, să-i spună soției mele că e ridicată de armată și unde ne duce, nu știm. Când auziți fiica sa că ea este ridicată, zice, mamă, unde te duci tu, mă duc și eu cu tine. Eu nu mai rămân la... Ea lucra în Timișoara, era angajată la o fabrică de conserve și a plecat. Ostașul nu vrea ca să o iei, dar de insistență a luat-o și a dus-o și a pus-o și pe ea în vagon și a stat în vagon până am ajuns cu garnitura de vagoane. S-a oprit în diferite gări din astea mari, a fost trasă garnitura pe linie moartă, dar în cele de urmă am ajuns în comuna Frumușiță, județul Galați. A tras garnitura de tren pe linia moartă și lângă linia moartă, în partea stângă, era un șir de cară cu boi, căruțe cu cai, care stătea fiecare la animalul lui, gata să primească ordine. Ostașii au coborât din vagon, ne-a dat voie să coborăm din vagon și spune, zice, dați bagajele și puneți la căruță. Și cineva a întrebat, dar unde ne duce? Zice, în baltă. Și frații care erau mai bătrâni și-au adus aminte de descoperire. De descoperirea din comuna Săcălaș, în baltă. Și balta a fost, fraților. Era spre apus, începuse să însereze, unul cu un felinar în mână, altul cu un braț de țăruș și cu un ciocan, măsura prin stuful care era crescut acolo și ne fixa la fiecare către o parcelă. Și îi spune lui tata, aici este, aici e locul tău. Fusese descoperire prin Duhul Sfânt dinainte să vă mute în locul acela? Da, păi cu balta. A fost descoperire. S-a împlinit. S-a împlinit lucrarea cu balta verde. Cu balta verde. Și în baltă ne-a dus. Balta ne-a dus. Balta a fost acolo. De când a creat Dumnezeu pământul a fost baltă și regimul comunist a vrut să sece o jumătate din ea. A făcut un dig între Prut și o comună, Șivița, și apa a desecat-o și a aruncat-o spre Galaș, care a rămas baltă până în ziua de astăzi, este apa ea. Și când ne-am trezit, a doua zi dimineața, în stuf, fiecare a început să-și caute, să-și facă un adăpost. Cu ce am putut, am tăiat din stuf. Pădurea nu era departe la vreo 2 km, să zic 2 km și jumătate, era pădurea și era apa Prutului și de acolo fiecare tăia câte o creangă, câte un len, îl aducea pe spinare ca să facă coliba. Am făcut colib fiecare cum a putut. În colib avem ocazia ca să ne rugăm. Aveam ocazie ca să mergem în Floarea Soarelui. Era Floarea Soarelui crescută mare și ne găseam locul de adunare. Fraților, mă abțin. Pentru că mi-aduc aminte de un trecut foarte greu. Prin Floarea Soarelui, prin porumb, ne strângeam cât puteam să ne strângem fără să ne observe că ne grupăm, că aveam activiști de partid care erau pe urmele noastre, era miliția cum era atunci și ne urmărea.
dacă aș putea să plâng acum, cum plângeam atunci, de genul pe pământ. Nu pe covoare. Așa e, frate Costică. Nu pe scaune tapizate. Nu într-un local cum este astăzi și vărsam lacrimi. Au venit frații când au aflat de noi, din comuna Catargiu, Lasca Catargiu, acum îi spune Schela, de la Negră. Nevasta care o am se trage din comuna Schela, satul Negre. Și avea frați care erau conducători de adunare. Vreo trei erau conducători de adunare, și în Schela, și în Negre. Și când au auzit, au dat zvon la frați, frații ce pot să pună, că avem niște frați care sunt duși în păstuf acolo. Și parcă văd, am intrat un car, un cărcat cu vârf. Era greu să pătrundă cineva acolo, pentru că satul ăsta a fost făcut între prut și un canal de colectare a apei care o aducea din orezărie, de peste sute de hectare de orez. Și canalul ăla era la peste 10 metri lățime. Și era întotdeauna plin cu apă. Și pe el era podul care ducea la gospodăria Brateș, de acolo. Și pe pod era santinelă, grăinjer și securist și milițian. Din ăștia trei, trebuia să fie unul acolo, dacă nu doi. Cine îndrăznea să ajungă până la pod, până acolo era, că mai încolo nu îi dădea voie să intre. Eram noi oamenii periculoși. Cei ce ne păzeau au spus așa, zice, mai bine am fi preferat să păzim criminali decât pe pocăiți. Eram determinați, după o vreme, să fugim. Noaptea să ieșim, pe unde puteam, ca să putem să mergem la Schela, să putem să mergem la Negră, să putem merge la Galas, ca să putem să ne bucurăm cu frații. Și așa am cunoscut un frate care nu de mult a murit la Galat, un Filip Ionescu, unde puteam ca să ne vărsăm focul și să îngenunchem înainte. Asta 4 ani și 6 luni, ne-a debarcat din vagon așa mai repede, vă spun că povestea e lungă, ne-au pus în bagajele care le-am avut luate la repezală în timp de 2 ore și cineva a pus întrebarea, zice, unde ne duce? În Baltă. Și înainte ca să ne ridice din Săcălaș, eu am fost în Săcălaș lângă Timișoara acolo. Acolo v-ați născut? Nu, eu sunt născut în Oresese. Unde? Teritoriul cedat Oresese, ori, în comuna Hreasca. Lângă Herța. Lângă Herța? Da. Unde e acum? Ucraina. Ucraina, nu? Da. Ținutul Herței de acolo. Ținutul Herței, da. Tu acolo v-ați născut? Am mai aflat ceva. Și am fost refugiați. De acolo ne-au dus în județul Dâmbovița în 1944. Un roman. O istorie. O istorie, așa. Și de acolo a ajuns prin Prahova părinții mei. Au stat pe acolo, pe Breaza. Câtva timp și de acolo s-a hotărât să plece în Banat, că să dădea pământul nemților care fugise în Germania. Și a rămas casă, a rămas pământ și căuta acum oameni ca să... Și așa am ajuns în Banat, de acolo ne-a luat. Problema, motivul nostru, era urmărit toți care au stat sub ocupația rușilor un an de zile, din 40 până în 41. Da. Și în 44, când s-a întors rușii împotriva nemților și a românilor și le-a luat la fugăreală, părinții mei au știut ce viață au dus în 40, da. Sub ocupația lor.
Și cu orice preț, am pus și avocat într-o căruță și drumul. Calea Prebejei. Și așa am ajuns până în Banat. De acolo ne-au luat. Într-o dimineață venisem de la adunare din Timișoara, duminicea, și asta era luni dimineața, a avut ceva zarbă. Și dau să deschid portița, să ies la stradă. Și strada era plină cu armată. Armați, cu puști, mitralieri, cu așa. Și strigă, bagă capul înapoi. A băgat capul înapoi și a ieșit la geam. Câți ani aveți atunci? 24. 24 de ani. Bagă capul înapoi. Am băgat capul înapoi și am căutat să mă uit pe stradă. Strada era plină de armată. A durat câteva minute și m-am pomenit că intră o echipă de mitralieri în curte. A dat ordin comandantul, trăgător ochitor pe poziție. Și-a pus mitraliera în față, îndreptată cu țeava spre ușă. Și-a intrat ofițerul înăuntru. Aveți arme? N-avem. N-aveți arme? N-avem. Sigur, n-avem actele dumneavoastră. La actele avea o mapă, parcă văd și acum hârtie albastră, un pic mare așa. Eram în casă eu, tata, o soră de-a lui tata și o soră a mea mai mică, cea mai mică soră. Au luat. Altele eu n-aveam ce să-i dau, că încă venisem din armată și nu-mi dăduse buletin, nu scosese buletin. Doar aveam ordinul de lăsare la vatră. După ce le-a pus în plic, aveți 2 ore la dispoziție, vă așteaptă un vagon în gară. Aici va fi un câmp de luptă și vrem ca să vă scoatem din câmpul de luptă. Ce minge? Unde ne duc? Nu vă îngrijorați că aveți casa, aveți unde vă duce, aveți condiții, nu știu ce. În stuf și în iarbă. Și e adevărat că v-a adus și v-a pus în câmp, în câmp? În câmp. Noaptea, pe întuneric. Ajung la începutul acestei istorii. Cum s-a adunat frase la adunare, acolo în Săcălaz, în comuna asta Săcălaz, că era majoritate de nemți. Acolo puțini români erau, șardele. Printre rugăciuni, printre descoperirile care au venit pe acolo, a venit o descoperire care a spus așa, veți fi ridicați forțați și vă vor duce în Balta Verde. Ei vor crede că vă vor face un rău, dar din contră vă vor face un bine. Nu știu câți au luat în seamă descoperirea asta, cum sunt acum descoperiri și de la Dumnezeu și de la oameni. Așa. Dar când a întrebat, când a ajuns garnitura de bagoane și a început să deie bagajele, a întrebat cineva de acolo, din sână, unde ne duci? În Baltă. Și cum a zis, și-a dus la minte, asta e descoperire. A fost adevărată și este adevărată. Nevastă mea are pensie, dacă lucra, toți ani până ieșea la pensie, nu avea pensia care o are de la deportație. Pentru faptul că când a ajuns garnitura de vagoane în Timișoara, mama ei i-a zis la santinelă că să o lase să meargă să-i spună că nevastă mea lucra, dar nu era nevasta mea. Și că a ridicat-o din Cărpiniș și unde o duce, nu știe. A însoțit-o o santinelă până la gazda unde locuia ea și i-a spus mama ei, zice, uite, mama, eu sunt ridicată, nu mă mai găsesc la Cărpeniș. Sunt în vagon, uite, soldatul ne duce cu armă. Da? Și ea când o auzit, zici, eu mă duc cu mama. Păi, dar nu ești pusă pe listă, nu era pusă pe listă. Eu, unde merge mama, mă duc și eu. Și nu a avut ce-i face soldatul, o trebuie să o iei. Și eu luat și buletinul, l-a pus în buzunar, ce-a făcut, că s-a pierdut buletinul. Nu l-am îngheațit. Și aia vreau să spun că s-a împlinit descoperirea care a vorbit-o atunci Dumnezeu. Și în timpul cât eram noi, așa, 4 ani și 6 luni, cât am stat până ne-au scos
Tot Dumnezeu ne-a spus acolo că rup prutul, diu, și-o șters de pe pământ tot ce de 4 km pătrați a avut comuna. Tot a șters. Era făcut din chirpici de pământ, când a venit apa, la pământ tot a căzut. Dar a rămas nimic, măi, frate, nimic. Și atunci ne-a dat drumul de acolo, adică ne-a trimis pe la care cum a putut să fugă de apă, că venea apa, că nu fugeai, te lua de mult, te nega. Au împrășteat oamenii pe la satele de pe vecii, eu ținut așa, fără să mai fie supraveghează, că n-aveai voie să pleci 20 de kilometri. În rază de 20 de kilometri, dacă te prindea, erai pasibil de 300 de lei amendă, dacă n-aveai 300 de lei, canalul Dunăre Mare Neagră era soarta. Acolo te trezeai. Și uite așa, frate, veneam la Galați, vreau să ajung la un punct. Veneam la Galați, fugeam de acolo și mergeam la adunare la Galați. Și cunoșteam, începusem să cunosc pe cineva care era din satul lui nevastă mea, nu ne cunoșteam. Noi nu ne-am cunoscut, măcar că ea era din Cărpiniș și eram din Săcălați, nu ne-am cunoscut, până în satul nou, acolo ne-am cunoscut. Și ea avea vreo 3 unchi conducători de adunare din partea rudenilor ei. Și când au auzit că Tudosia Trișcaru e luată din Banat și adusă acolo în baltă, au venit cu un car încărcat, cu o văr, cu tot ce-a putut să adune pe la frate. Alimente, ulei, săpun, făină, asta, mălaie, tot ce au putut să adune. Și au dus la ea. Tu până din Vanat de acolo venit? Nu, de la Catargiu. La Schela, de la Negri. De la Galanță, vreo 20 ceva de kilometri. Erau acolo unchii ei. Unchii ei era și ea se trage de acolo. Din Schela. Dar cu foametea au plecat. Au fugit în Banat. În 46. Ce mișcă de populație, băi? E o istorie. Eu am citit despre asta, de toți care au fost portați din trimiși din Banat în Balta și așa, dar nu mă gândeam chiar, mă întâlnesc cu cineva să-mi povestească real. Fratele profesor din istorie. Profesor din istorie, el o... Da? Da, de asta m-am întrebat, chiar a fost adevărat, v-a dus în câmp și în câmp, în câmp v-a dat numai două oțerușe și atât, de aici până aici atât. Era preserate. Era unul cu pelenarul în mână. Cu pelenarul în mână, un altul cu un braț de țărușe și cu un ciocan mai mare, așa, și ăla care era cu pelenarul era și șchiop de un picior. Și așa șchiop măsura cu pasul și îi spune, bate-o țărușe aici. Bătea la țărușul, mai mergea și o bătut patru țărușe și îi spune lui tata, aici e locul tău. Da, deci eu am citit asta, de asta am întrebat, bă, dar chiar a fost adevărat. Și cât a durat, câte zile, că oricum a durat foarte mult până ați ajuns din Banat în, cu vagoanele. Nu mai mi-aduc aminte, dar... Și erați câte? 3-4 familii, nu? Într-un vagon? Sau... Cu tot cu animale, cu tot dacă cu... Era rudenii. Dacă era rudenii, așa. Da. Și când ne-am trezit dimineața, ne-am trezit în stuf. Ei au desecat, a fost baltă de când o crea Dumnezeu pământul acolo și comuniștii au tăiat-o în două, au făcut un dig între comun și prut și o desecat o parte ca să semene orez sau să semănat orez și grădină și așa. Și acolo o parte era semănată grâu și grâu a fost acoperit de stuf, stuful a crescut că era locul lui acolo, așa, și dimineața ne-am trezit în stuf. Am tăiat stuf și am acoperit casa. Tai cu cuțitul, tai cu toporul, tai smulge stuf, fă colibă. Și așa ne-a făcut colibă și ne-a făcut colibă până când venea activiștii de partid. Hei! Hai! L-a făcut chirpici! Să faci chirpici, trebuia să faci groapă
ca să iasă puțin apă din pământ, că n-aveai de unde să iei apă. Era departe apa. Și l-a făcut Hiriuș. Muncă voluntară. Urmă, după ce erau chirpici făcuți, hai la clădit. Dar dumneavoastră, de unde beați apă și ce mâncați? Muncă voluntară. Apă venea de unde găsea? Școală, apă venea cu cisternă, aducea cu cisternă de aer de metal, nu unde plastic cum sunt acum. Da. Și când ajungea acolo, era fierbinte apa, se băteau oamenii, copiii care pentru ajungeau apă acolo cu gălețe, le dădeau un cap, unul la lasă-mă să iau și eu, mă, un kilogram de apă măcar. Și? Și mâncare? Așa s-a făcut. Cu ce vă? Deci, uite, chiar eu știam foarte toate lucrurile astea și așa, dar mă gândeam de multe ori că în așa mult, că să mai și vedeați, să povestești cu cumva să așa. Am două cărți. Dar mă bucur că am avut pe cineva care mi-a confirmat chiar au fost toate lucrurile astea reale. Nu pot să vă spun multe așa, că nu ne trebuie mult timp ca să istorisim așa, să luăm pas cu pas. Da, e foarte interesant. Interesant. Și ceea ce vreau ca să vă spun, după ce ne-am făcut casele, după ce ne adunam pe furii și așa, ca să nu ne, că ne urmăreau, ne urmăreau și în colibri, ne adunam în Floarea Soarelui, în porumb și ne rugam. Așa. Ne adunam în Floarea Soarelui, da, pe furiș, 2, 3, 4, 5, așa. Aia era adunarea. Așa. Dacă ne sculam de acolo, se vedea pământul, ochii ăștia plângeau. Fără să vedea. Și când am ajuns ca să stăm în casă, aveam căsuță acum, a venit o descoperire. Asta vreau ca să vă spun. Veți dori una din zilele acestea și nu o veți întâlni. Și poliția și neam pe lângă colibă și ascultau. Când am făcut casă, tot așa, pe la geam și pe urmă, a zis, cântați cântarea cu tare, cântarea cu tare, a intrat în casă, dar zicea, noi spunem la nimeni că ei a venit în casă. Da, să le cântăm și lor. Eu am lucrat aici într-o fabrică de conserve, da, 28 de ani după ce am ieșit de acolo. Am zis, poate n-am știut eu să mă port pe o fabrică, n-am știut să mă port cu oamenii din echipa care o conduceam, așa zic. Am să caut ca să aduc pe alții. Și prima ocazie am făcut o nuntă la unul din copii. Și la nuntă am făcut un grădin aici, dar am ocupat și parte din stradă. Cu cortul care l-am făcut, am ocupat și o parte și din stradă. Nu se mai circula pe la nuntă. Am chemat pe director, știți ce era aia? Ce însemna asta? Să-l destitui pe inginerul șef, pe secretarul de partid. Îi am în fotografie și acum, cum stau la masă aici, la nunta lui Peșorul. M-a avut curajul să vină. Nunta de pocăiți, nu? Vă? Nunta de pocăiți, sau? Da. Ciuruc a fost la nunta aia. Pe urmă a luat prietenii. Și-a spus, a spus o glumă pe seama celor ce se căsătoresc. De la început. Surprize plăcute și surprize neplăcute. Asta a fost surpriza care a spus-o Cioruc aici la nunta băiatului meu. Și spunea așa, zice, doi tineri s-au căsătorit și zice, au vrut să-și facă surprize unul la altul după căsătorie. La nevastă îi păcea florile. Era plăcere ei ca să primească un buchet de flori, să fie așa. Lui îi plăcea mult roșiile, să mănânce roșii. Și au săpat un strat acolo, el, bărbatul, și în stratul ăla a pus flori pentru nevastă. Nevastă a văzut că stratul este făcut, nu săpat ea la strat. Stratul este făcut, s-a dus și a săpat roșii, o asemănă roșii, peste același strat. Acum fiecare a ieșit să vadă ce a ieșit. Când a ieșit răsadul. Când s-a dus nevasta și a văzut că este flori, au spus florile. Și aștepta acum ca să iasă roșiile care le-au pus pentru bărbatul. Bărbatul când s-a dus pe grădină, au spus tot. Și acum aștepta și unul și altul. Nici o surpriză nu a ieșit. N-a ieșit nimic. Că și-a smuls
Unul, altuia, surprizele. Și ne-am adus aminte și acum, în seara asta de ciuruc. Nu m-am temut ca să aduc vestitori, ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Ba, am prins un prilej și am adus unul de afară, din Grecia. Un vestitor al Evangheliei din Grecia. Feciorul unui judecător, care a avut o întoarcere extraordinară. Cu toate că era tasul judecător, feciorul său era cel mai mare borfaș. Și avea dosarul la taxul de nu putea să-l prindă, să-l judece. Și s-a pus în gând să se sinucidă. După câte avea la activul lui și știa că toate faptele lui sunt în mâna lui tasul și tasul vrea să-l prindă, așa, s-a urcat pe motocicletă, vă spun cuvintele care le-au spus în casă la mine, că l-am avut așa cum v-am pe voi acum. S-a urcat pe motocicletă, a ieșit pe stradă principală și până să iasă pe strada principală și-a fixat un gard la un cetățean și viteză la motocicletă și să intre în gard. O trecut pe un gard și a murit. O rup gardul la om, n-a murit. O luat motocicleta de acolo și pe stradă, un camion care venea din față și o luat direcția să meargă înaintea camionului. S-a lovit în fața camionului, a zburat peste camion cu motocicletă cu tot și a căzut în picioare fără să aibă ceva. N-a murit. Și a dus aminte, ia să mă duc eu, să mă duc acasă la tată. După ce a scăpat de acolo, de ceea ce a vrut el să se nucide, cum a vrut să se nucide, s-a dus acasă la tată. Mai avea o soră. Și soră s-a avea consemn. Dacă vine acasă, nu-i deschizi ușa, nu-i deschizi poartă. I-a sărit gardul, ce știu eu cum, când a ajuns la ușă, ușa zăvorâtă, nu vrea să-i deie drumul. O spart ușa și a intrat în casă. Și când a intrat în casă, telefon, zrrr, se duce, ridică receptorul, un prieten de-a lui. Tot un borfaș, dar ăla se pocăise. Borfașul ăla se pocăise. Și îl întreabă, ce vrei, mă, ce vrei? Băi, vreau să spun ceva. Poți să vii mâine cu mine? Borfașul ăla, prietenul lui. Și el i-a promis, probabil că merge. Și ăla l-a chemat să meargă la adunare. Și l-a dus la adunare. Și cum se procedează în adunări, că se face chemare, cine vrea ca să primească cuvântul lui Dumnezeu, să întoarcă la Dumnezeu, s-a făcut și acolo, în Grecia, unde era el, în adunare respectivă, chemarea asta. Și iese ăsta și se predă. Se predă, începe să meargă la adunare, nu lipsește de la adunare, să înscrie, să facă și școala biblică, ca un curs de Biblie. Și în timpul ăsta taxul a aflat pe unde este el. L-a pus în urmărire ca să-l prindă. Și l-a prins. L-a dus ca să-l judece. Când a ajuns ca să-l judece, i-a arătat dosarele toate. Predicatorul a fost. Predicatorul din adunare respectivă nu l-a lăsat singur când l-a arestat. În ziua când trebuia să-l judece, conducătorul știa că trebuie să-l judece în data de, la ora de. S-a dus conducătorul de adunare să vadă cum o să-l judece. Și acolo îl întreabă, zice, uite, astea sunt toate faptele tale. Tatăl, tu trebuie să faci pușcării pe acasă. Trebuie să intri să plătești toate astea care ai săvârșit tu aici. Și atunci intervine conducătorul de adunare. Își cere permisiunea la judecător, dacă poate să spună și el ceva. Deci e adevărat că așa a făcut și așa s-a purtat. Dar el
s-a predat la adunare și vrea ca să se pocăiască și s-a înscris la școală de Biblie. Și atunci tatăl îl întreabă, tu vrei să mergi la școală de Biblie? Da. Dacă mergi ca să faci școala de Biblie, dosarele astea se clasează. Și nu se mai judecă niciunul. Dar dacă nu mergi să faci școala de Biblie, toate dosarele astea se vor judeca. Și trebuie să le plătești. Și l-a lăsat să facă școala de Biblie. Și l-am adus pe omul ăsta, a fost în adunare din Galați, și de la Galați l-am cunoscut și am vorbit cu el și l-am adus aici, am mers la Căminul Cultural, am cerut la oamenii din comună, primar, secretar care era acolo, să cedeze pentru o zi Căminul Cultural. Și a fost de acord. Era adunați aici și copii, și femei, și oameni, cu afișe puse pe stâlpi. În data de se va predica, Christ States, așa chema pe asta. Christ States. Venit din Grecia și așa mai departe, și la terminarea programului se va da Biblie gratis și cărți de cântări la cei ce vor voi. Nu vroia să apropie, băi, fraților mei. Când l-a invitat ca să le dea Biblie, să le dea cărți, zicei că e ceva spurcat, ceva foc, ceva arde. Era pe timpul Ceaușescu sau după Revoluție? După Revoluție. După Revoluție. Pe timpul Ceaușescu nu puteai să faci o asemenea propagandă. Da. Cumnată. Am un cumnat aici. El, ăsta e răspunsul. De ce mai la adunare? Răspuns la întrebarea care ai pus-o, da. Că sunt puțin credincioși.